Bun găsit la știri, Sormânii, care sunt cele mai importante evenimente din Pașca, în Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Elev internat după ce a fost bătut de un părinte, cazul a ajuns în atenția polițiștilor, inspectorului școlar, județean și a conducerii școlii, care fac cercetări pentru a stabili de ce s-a ajuns în situația în care un elev de gimnaziu să fie bătut de către un tată nemulțumit de un scandal între copii. Situație gravă la școala din Valea Seacă, un copil în vârstă de 12 ani din Conțești a fost bătut cu pumnii în burtă de tatăl unui coleg chiar în incinta unității de învățământ. Băiatul, elev în clasa 6-a, povestește că a venit tatăl colegului său și pe motiv că zilele trecute s-ar fi împins cu fiul acestuia în microbuzul ce-l ducea spre casă, l-a luat de cap și i-a dat mai multe lovituri în zona abdomenului, după care agresorul s-a făcut nevăzut. Înainte de a porni spre casă cu microbuzul, un coleg de-a meu de acolo din sat a căzut jos în fața mea și eu am vrut să ridic de jos și m-a împins alți colegi și am căzut jos peste el. Și a doua zi, astăzi, a venit tata lui la școală și a zis, te-ai luat de băiatul meu. Și cum a scos din clasă, până aproape ajunge la ușa cancelarii, îmi dădea cu pumnii în stomac. Am căzut jos, toți colegii au văzut totul, numai el a fugit repede. Când m-am zis la doamna profesoară de istorie, el a fugit acasă și de atunci nu mai știu nimic de el. Ajuns acasă, elevul bătut le-a spus părinților că se simte rău, iar aceștia au chemat ambulanța care l-a transportat pe el la spital. În urma investigațiilor medicale s-a constatat că nu îi sunt afectate organele interne și a primit tratament la domiciliu. Copilul tot aia mi-a spus și mie. Altceva eu nu pot să știu, că n-am fost acasă în momentul ăla. Deci în momentul ăla eu n-am fost acasă când copilul... Eu eram venit în oraș. O problemă și... De acum am sesizat și poliția și... De acum, de aici, de la spital, mi-a spus că nu are organii lovite sau un pic mușchiul la stomac. Că mi-a dat cu pumni. Dar dumneavoastră îl cunoașteți? Din vedere așa îl cunosc. N-am avut legătură cu el, cu momente să am probleme cu el. De altă parte, suntem și un pic de rude, de neamuri. Conducerea școlii s-a sesizat și a deschis o anchetă internă pentru a afla cum e posibil ca un astfel de incident să se petreacă în școală. Primul vinovat pare să fie profesorul de serviciu, care nu a luat nicio măsură. El urmează să fie sancționat, spune directoarea școlii, iar inspectoratul școlar județean a fost anunțat despre incident. Mai mult, conducerea unității a spus că urmează să fie angajat un paznic în timpul orelor care să asigure siguranța elevilor. În dimineața zilei de 12.1.2016 a avut loc un incident în școala noastră. Un elev de la clasa a 6-a, de unde sunt și dirigintă, a fost agresat de un părinte, domnul Kuberski Laurențiu. S-a început o anchetă în dimineața asta am derulat o anchetă interioară. A fost chemat părintele, s-a discutat, s-au luat măsurile, suntem încă în desfășurarea anchetei și se vor lua măsurile necesare. Am fost anunțat și inspectoratul. Regretăm cele întâmplate și sperăm să nu se mai întâmple astfel de incidente. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar de cercetare penală pentru lovirea unui minor. De asemenea, Laurențiu Kuberski, în vârstă de 38 de ani, este acuzat că a pătruns fără acord în școală și a provocat scandal, riscând o amendă de până la 1.000 de lei. În urma sesizării primite, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Reporterii Beach TV au mers la casa părintelui bătăuș pentru a obține un punct de vedere, însă nu a răspuns nimeni, deși s-a văzut la un moment dat că era cineva în locuință. Din nou circulă bani falși prin oraș. Două cazuri au fost aduse în atenția presei după ce aceștia au primit bacnote false de 10 lei. Păcăliții spun că tinerii care plătesc cu bani falși nu ar fi de prin zonă. Atenție mare la banii pe care îi primiți, mai ales de la necunoscuți. Un pășcănean a fost înșelat astăzi cu o bagnotă falsă. Un bărbat a intrat în frizeria din fața gării din Pașcani pentru a fi tuns. La plecare a lăsat pe o noptieră 10 lei. Mai târziu, frizerul și-a dat seama că a fost înșelat și că în loc de bani a primit o hârtie scoasă la imprimantă. Când mi-a dat clientul, a simțit ceva că e un ban mai gros. Am crezut că o lăsa baxist sau ceva din ăsta genul, dar nu am dat importanță.
Păgubitul spune că bărbatul care l-a înșelat este un tânăr în jur de 30 de ani care pare să nu fie din Pașcani. Poliția urmează să fie anunțată de acest caz pentru a-l depista. De când l-am mai văzut la noi la frigerii, un tânăr de vreo 30 ceva de ani. La el mi s-a întâmplat să simt chestia asta cu banul. Dar nu mi-am dat în moment seama. După, mi-am dat seama că mulțumesc să fie așa mi-a spus că vezi că am 10 lei care nu sunt falși. Menționând că nu este primul astfel de caz din acest an. Conform relatărilor unor pășcăneni, acum câteva zile cineva ar fi achitat nota de plată, tot cu bani falși, la un restaurant din oraș. A distrus tot ce i-a ieșit în cale. Este vorba despre un tânăr care a pierdut bani la păcănele și supărat a provocat scandal, a înjurat angajații și persoanele care se aflau în local, dar nu au scăpat de furia lui paharele, sticlele, mesele și scaunele. Poliția și agentul de pază au intervenit la timp pentru că astfel aparatele de jocuri mecanice erau următoarele pe listă. Scandal marți seara într-un local din gara Pașcani. Un bărbat în vârstă de 27 de ani a jucat mai mulți bani la păcănele și pentru că nu a câștigat, a început să distrugă tot ce i-a ieșit în cale. De nervii lui nu au scăpat nici angajații și oamenii aflați în acel timp în local. În seara zilei de 12 ianuarie, anul curent, în jurul orei 21:30, organele de poliție TF, aflate în misiune de asigurare a ordinii și liniștii publice în stația CFR Pașcani, s-au sesizat din oficiu despre faptul că la cafeneaua numărul 3 din complexul stației CFR s-a produs un scandal. Din verificările efectuate, organele de poliție au stabilit faptul că o persoană de sex masculin, Mihalcea Petric, de 27 de ani din comuna Valea Seacă, nemulțumit de faptul că a pierdut o sumă de bani la jocurile de noroc din incinta cafenelei, a început să adreseze în jurii lucrătorilor din cafenea, a celorlalte persoane prezente și totodată spărgând sticle, pahare, eu știu, și încercând chiar să distrugă un aparat de jocuri mecanice. La fața locului au ajuns polițiștii de la transporturi feroviare și un agent de pază care au intervenit pentru a liniști pe bărbatul supărat. A fost întocmit dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publici, riscând până la 2 ani de închisoare. Incidentul s-a petrecut și pe fondul consumului de alcool. Cel în cauză a fost oprit din activitatea sa de către organele de poliție și reprezentanții firmei de pază care au în consemn locația respectivă și în prezent este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și dacă va fi găsit vinovat riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 2 ani. Specialiștii spun că dependența de jocurile de noroc este o boală și are nevoie de tratament. Aceștia confirmă că în România sunt peste 150.000 de oameni care au încercat să se îmbogățească rapid, dar care, într-un final, au devenit dependenți. Trebuie să știți că există o linie telefonică gratuită 0800 800 099, la care cei care au nevoie pot suna pentru a cere ajutor specializat, dar și pe site-ul www.jocresponsabil.ro. Programul este derulat de Asociația Organizatorilor de Sloturi din România și Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România. Dacă pentru cei mai mulți dintre noi Revelionul este deja o amintire, mii de sârbi, moldoveni și ucraineni își vor spune în această noapte la mulți ani. Printre sărbătoriți mai sunt cei care țin calendarul pe stil vechi, comunități din Pașcani și Târgu Frumos și comunele din împrejurimi. Și redacția BTV urează celor care trec în noul an gânduri bune și sănătate. Mare sărbătoare în această noapte, peste 1 milion de adepți ai bisericii creștine ortodoxe de stil vechi, îndeosebi rușii, lipoveni și sârbi, sărbătoresc trecerea dintre ani. În Pașcan, de exemplu, trăiesc peste 200 de familii pe stil vechi, iar în Târgu Frumos alte câteva sute de oameni se pregătesc să primească urători și mai ales să urmărească cele mai răspândite obiceiuri de iarnă, jocul caprei și al ursului, un ritual vechi conform căruia junii se îmbracă în blănuri, mergând să ureze localnicilor un an mai bun. Și la Drăgușeni astăzi a avut loc festivalul de datin și obiceiuri de iarnă. Peste 40 de formații de urători au făcut parada specifică sfârșitului de an în centrul comunei, apoi pe scena specială amplasată fiecare grup și-a ținut reprezentația. Separarea bisericii ortodoxe în stil vechi și nou a avut loc în anul 1923, când la Constantinopol s-a decis trecerea de la calendarul iulian la cel gregorian. Singurul opozant al schimbării, mitropolitul Visarion Puiu, a fost exilat murind la Paris. Populația Pașcanului este în scădere, așa arată datele statistice ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, unde anul trecut au fost înregistrate doar 218 nașteri pentru municipiu, iar numărul deceselor a fost de 301.
Datele înregistrate arată că la nivelul municipiului numărul nașterilor a scăzut în 2015, când au venit pe lume 218 copii față de anul precedent, când numărul pășcănenilor deveniți părinți a fost de 240. Numărul morților însă a scăzut în 2015, când au fost 301 decese față de 327 înregistrate în 2014. Numărul pășcănenilor care au hotărât să își oficieze relațiile a crescut anul trecut la 245 față de 203 câte au fost înregistrate în 2014, numai în luna august înregistrându-se 64 de căsătorii. Numărul de buletine liberate în anul 2015 a fost de 10.047, lunile cu cele mai multe cereri de eliberare a cărții de identitate fiind cuprinse în perioada iunie-septembrie, asta deoarece a fost perioada concediilor pentru românii plecați din țară. Ce poți să faci? La cine apelezi dacă îți curge apă în casă? Deși pare o problemă banală, pentru unii pășcăneni este de nerezolvat. Este și cazul lui Dumitru Pascu de la blocul M1 din zona de Al. Bărbatul povestește că de 3 ani de zile o conductă de apă care trece prin bucătărie este spartă. Apa se prelinge pe pereți, iar gospodarul nostru stă cu gălețile în mijlocul casei. De supărare, nici nu a fost să mai achite apă consumată de câțiva ani de zile, iar acum nu are contract de furnizare. El susține că de-a lungul vremii a cerut ajutorul instalatorilor de la Preservapă, dar nimeni nu a venit să-i rezolve problema. Apoi a mers de mai multe ori în audiențe la primărie, dar nici acolo nu a găsit înțelegere. O problemă cu apa rece, care aparține de apa vital, neavând contract cu ei, m-am dus peste tot, și la vice, și la primărie, în audiență mai demult, cam înainte de încheierea contractului cu apa vitală. Până la urmă a venit o echipă de la RAGCL care a constatat că nu sunt pierderi de apă, ci este vorba de un condens. Nemulțumit de răspuns, la început de an, bărbatul și-a luat inima în dinți și s-a dus la noul operator de apă. Nici societatea eșeană nu i-a rezolvat problema pentru că nu oferă astfel de servicii. Mai mult, noul operator i-a pus în vedere să-și achite datoriile la apă. Că vine mâine, vine probleme, că e condens și condensul, condens și vara, condens și iarna, n-au chiar de muncă oamenii angajate de la RAGCL. M-am fost scris în dispeciatul de vară la doamna Ana și eu zic că vine. Au venit doi băieți, nu, e condens aici, nu, așa se face, că îți vezi la primăvară, nu o să mai. Dacă este vorba despre casă sau apartamentul dumneavoastră, în astfel de cazuri trebuie să vă rezolvați singuri problemele apelând la un meșter sau o societate care prestează astfel de servicii. Atât în apartament cât și în scara blocului e nevoie de o solicitare expresă scrisă. Se întocmește un deviz, fiind o lucrare mai mare, chiar putem negocia aceste tarife. Dacă problemele sunt pe casa scării, acestea sunt de competența tuturor locatarilor sau a asociației de proprietari, acolo unde este. Rugămintea noastră este pentru blocurile cu subsolurile inundate și cu instalații deteriorate, locatarii să solicite din timp în sezonul rece un deviz estimativ, nu-i costă absolut nimic. Noi facem constatări, măsurători și întocmirea devizului gratis și dacă locatarii se hotărăsc, putem încheia contracte individuale și factura individual valoarea acestor lucrări. La Pașcani, astfel de servicii sunt prestate de RAGCL sau de societăți comerciale de profil, dar contra cost. Muncitorii de la regia de termoficare intervin atât pe rețelele de încălzire, cât și pe cele de apă și canalizare, dacă sunt solicitați. Apa Vital nu prestează astfel de servicii în nicio localitate din județ decât pe domeniul public, adică până la intrarea în bloc. Menționăm că pentru intervențiile pe rețelele din bloc trebuie închisă apă din căminul de la intrare. Operatorul Leșan spune că în astfel de situații nu trebuie obținută nicio aprobare, ci locatarii trebuie să fie informați că se întrerupe apa pentru executarea unor lucrări. De regulă, cheile de acces la cămin se află la reprezentantul de scară sau la unul dintre locatari, nu la prestatorii de servicii. Scandalul de la primăria din comuna Valeseacă face noi victime. În urma unei sesizări făcute la DNA, procurorul a început o anchetă și în care este suspectat de încălcarea legii fostul prefect al județului Dan Cârlan. Oamenii legii vor să afle cine se face vinovat de faptul că primarul suspendat, Valerica Roman, a fost menținut în funcție până la sfârșitul anului trecut, deși a fost condamnat definitiv la 3 ani de pușcărie cu suspendare încă din anul 2012.
Mai exact, edilul comunei ar fi trebuit suspendat din funcție acum 3 ani și jumătate, însă decizia a fost luată de fostul prefect exact în ultimele zile înainte de expirarea termenului legal de la data depunerii cererii de către secretarul primăriei. Asta înseamnă că Valeriu Roman are puține șanse de a reveni în funcție, deși el le-a spus funcționarilor și sătenilor că se va reîntoarce începând din 19 ianuarie 2016. În replică, fostul prefect a precizat într-o postare pe Facebook că de vină ar fi secretarul primăriei, Valerii Cănistor, care a sesizat prefectura în legătură cu situația de la Valea Seacă abia pe data de 29 iulie 2015, cu 3 ani și jumătate mai târziu. Prima sesizare intrată vreodată în prefectură cu privire la situația primarului din Valea Seacă a fost în data de 29 iulie 2015. Vorbim așadar despre o perioadă de circa 4 luni, nu despre 3 ani și jumătate. Potrivit legii, foarte clare în acest caz, procedura este una partajată între secretarul primăriei, respectiv, și prefectul, cu atribuții foarte clare delimitate între cei doi actori. Secretarul primăriei trebuie să fundamenteze dosarul, să pună diagnosticul juridic al alesului local din area sa de competență și să propună prefectului, explicit și motivat, emiterea ordinului de constatare a încetării mandatului de primar. Dan Cârlan, fostul prefect al Iașului, a dezvăluit că în acest caz ar fi și interese materiale din partea unor politicieni din Pașcani. El a precizat că i s-ar fi cerut să-l demită cât mai repede pe primarul Valeriu Roman, pentru că acesta refuză să semneze pentru restituirea unor terenuri agricole. În perioada celor 4 luni mi-a mai călcat insistent pragul biroului și neuronii unui domn Valeriu Muraru de prin părțile pașcanilor, care mi-a mărturisit deschis și clipind pe rând din toți ochii disponibili că nu se mai poate deloc aștepta și că trebuie cât mai repede de revocat primarul din Valea Seacă, pentru că domnia sa are de mulți ani un interes funciar cu niște terenuri exact acolo, interes extrem de legal, bineînțeles, și că nu-l poate rezolva deloc sub domnia actualului primar. Indiferent de motivațiile personale ale petenților politice sau materiale, speța a fost una foarte clară, procedura legală de urmat la fel de clară, iar instituția prefectului și-a făcut impecabil datoria. Cei doi nu au fost de găsit pentru un punct de vedere pe această temă, menționând că atribuțiile de primar în comuna Valea Seacă au fost preluate de viceprimarul Gheorghe Băiceanu până la organizarea alegerilor locale din acest an. Căutați un loc de muncă stabil? Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a făcut publică lista cu posturile disponibile în centrele de asistență socială de pe raza județului Iași în domeniile de asistență socială, psihologie sau economie. Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă la instituțiile din județul Iași. De exemplu, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt disponibile 15 locuri de muncă, de la medic până la asistent social sau psiholog. Centrul din Pașcani, Sfântul Nicolae, are nevoie de un kinetoterapeut. Condițiile impuse sunt studii superioare cu specializare în domeniu și motricitate specială. Tot aici se mai caută un inspector de specialitate cu studii superioare economice. Centrul Zonal Hârlău caută un asistent social care să aibă studii superioare cu specializare asistență socială. Concursul de ocupare a jobului va avea loc începând cu sfârșitul acestei luni. Dosarul de concurs trebuie să conțină cerere de înscriere însoțită de CV, copie buletin, adeverințe vechime și de la medicul de familie, copii după actele de studii și calificare, dar și un cazier sau declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. Acestea se depun la sediul DGASPC Iași până pe data de 18 iulie. Mai multe informații găsiți pe bit.tv.info. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bit.tv.info. Acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursulasa și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate bune!